Contrafacerea de medicamente și dreptul de proprietate intelectuală sunt subiecte mai puțin cunoscute publicului larg, chiar și atunci când vorbim despre domeniul farmaceutic. De aceea îl avem astăzi invitat pe domnul avocat Mihai Giganie Șerban, partener CMS și coordonator al practicii de drept penal, pentru a discuta pe înțelesul tuturor despre astfel de subiecte care au impact asupra sănătății omului, chiar dacă poate nu în mod direct sau nu ne-am gândit la asta. Domnule avocat, cum credeți că ar trebui reglementată și sancționată contrafacerea de medicamente în România plecând de la ce avem acum? Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou cu privire la acest topic și sper să putem intra în câteva detalii poate mai interesante decât subiectul general abordat deja până acum. Referitor la întrebarea dumneavoastră, avem un cadru legislativ deocamdată, aș spune eu, puțin lipsit de un o substanță concretă. Avem doar două infracțiuni care sunt prevăzute de codul penal și care protejează relațiile sociale cu privire la contrafacerea de medicamente, cu niște pedepse relativ mici, aș spune eu, prin comparație cu valorile care ar trebui protejate și cu efectele pe care nerespectarea legii în ceea ce privește siguranța medicamentelor le pot avea asupra sănătății publicului. Avem uh, aceste infracțiuni cu pedepse relativ mici și de ce mă refer la acest lucru. Uh, sunt uh, pedepse de până la 5 ani, în general de la 3 luni la 3 ani, uh, pentru falsificare, substituirea de alimente și produse, uh, care, uh, ele singular, spre exemplu, nu ar putea să facă obiectul sau persoanele care să astfel de infracțiuni, nu ar putea să facă obiectul măsurii arestului preventiv, în, chiar și în situația în care ar exista probe cu privire la săvârșirea unor astfel de infracțiuni. De aceea, pragul acesta de 5 ani prevăzut de lege pentru a se putea lua măsura arestului preventiv în anumite forme de săvârșire a acestor infracțiuni nu este atins, astfel încât organele judiciare sunt puse în imposibilitatea de a aplica această măsură severă de uh, prevenire a continuării activității infracționale. Însă, uh, așa cum uh, am precizat și în discuțiile anterioare, de obicei aceste infracțiuni care protejează uh, atât mărcile cât și uh, producerea de medicamente de origine uh, sunt de obicei investigate în corelare cu o serie de alte infracțiuni. Uh, de aceea, uh, prin combinarea atragerii răspunderii penale pentru mai multe infracțiuni, se pot aplica și aceste măsuri ale arestului preventiv, se poate ajunge la niște pedepse mai uh, mari, care să dea o anumită greutate anchetei cu privire la astfel de infracțiuni. Dar e normal să fie așa? Despre normalitate putem să discutăm foarte mult, însă eu aș aprecia că, atâta timp cât săvârșirea unor astfel de infracțiuni poate avea un impact direct asupra vieții și sănătății publicului, cred că sunt niște valori suficient de importante pentru a fi protejate într-un mod mai strict. Pe de altă parte, așa cum este politica generală, politica penală a statului român. Tendința în ultimii ani este sau a fost și uh, la momentul 2014, când s-a introdus noul cod penal și noul cod de procedură penală, tendința a fost aceea de a reduce cumva limitele de pedepse pentru anumite infracțiuni, astfel încât să se genereze o aplicare mai largă. Problema în sine, uh, din acest punct de vedere, nu este neapărat lipsa unor sancțiuni mai grave, este aceea de aplicare. În mod real, concret și la timp, pentru faptele descoperite. Aici se produce cumva o uh, detașare a activității infracționale, pe de-o parte, și a activității organelor de urmărire penală de sancționare, în cele din urmă, a unor astfel de fapte. Problema nu este că nu avem un cadru legislativ, problema este că este greu de aplicat, sunt foarte grele procedurile, iar de la momentul constatării săvârșirii unor infracțiuni și până la momentul condamnării definitive, de cele mai multe ori trece un timp suficient de mare încât să se piardă efectul uh, preventiv al legislației sancționatorii penale cu privire la astfel de fapte. Vorbim de luni, ani Vorbim de ani de cele mai multe ori, uh, și aici trebuie să avem în vedere faptul că, pe lângă uh, activitatea de urmărire penală, care este atributul organelor judiciare, în speță organele de poliție și sub supravegherea uh, procurorilor, această fază de urmărire penală este doar strângerea de probe și uh, confirmarea existenței activității infracționale. După aceasta, însă, de la momentul uh, strângerii probelor și. Cu lor într-un rechizitoriu care este înaintat instanței de judecată, mai avem o, o etapă preliminară în care se analizează legalitatea activității de urmărire penală, legalitatea probelor administrate și așa mai departe. Această procedură, numindu-se procedura de cameră preliminară, care ar trebui să fie o verificare a legalității a întregii proceduri de urmărire penală. Această fază a fost inițial reglementată cu un termen de recomandare de 60 de zile. Ori, practica din ultimii ani a deformat și a extins această uh, perioadă, uh, fiind doar un termen de recomandare. Nu există o sancțiune. Practic, este imposibil ca în termen de 60 de zile să se producă citarea legală a tuturor persoanelor implicate, există nevoia de apărare, se schimbă avocații și așa mai departe, iar procedura de cameră preliminară a ajuns să dureze în anumite cazuri. Există cazuri în practică și chiar și în practica noastră, a durat peste patru ani. Doar procedura de verificare a legalității până la intrarea în judecată pe fond. Dacă mai adăugăm încă doi ani, un minim, spun eu, pentru o judecată în fond și încă un an pentru apel, putem ajunge la o perioadă de 8 uh, ani de zile, fără absolut nicio problemă, pentru o soluție definitivă de la momentul constatării săvârșirii infracțiunilor și până la momentul unei soluții definitive. Și mai avem această problemă a prescripției care poate să intervină pentru fapte sancționate mai puțin drastic, să spunem. De cele mai multe ori se poate ajunge ca până la momentul pronunțării unei soluții definitive să intervină termenul de prescripție a răspunderii penale, să înceteze acțiunea penală și uh, infractorii să scape în acest fel fără o pedeapsă efectivă poate continua într-adevăr latura civilă a cauzei și recuperarea prejudicilor, confiscări și așa mai departe. Însă, răspunderea penală, de cele mai multe ori, pentru infracțiuni sancționate mai puțin drastic, ca urmare a procedurilor judiciare și a fazei de judecată, se poate ajunge la această prescripție a răspunderii penale. Care este riscul, de exemplu, până. Trec cei 6-8 ani să avem o pedeapsă definitivă. Vinovatul sau vinovații pot continua să contrafacă medicamente și pot pune în pericol viața publicului. Există o serie de măsuri care pot fi luate de către organele judiciare și în principiu de cele mai multe ori la momentul la care se începe o anchetă penală cu privire la o anumită activitate, aceasta de obicei încetează. Încetează a fi exercitată de persoanele descoperite. Însă până a avea o imagine completă de cele mai multe ori astfel de activități și specific cu infracțiuni de falsificare, de contrafacere, tinde tocmai către existența unor grupări organizate. Nu este o activitate care să poată fi făcută de către o persoană, două persoane în, nu știu, în bucătăria de acasă. De cele mai multe ori necesită niște cunoștințe de, specializat, de specialitate. De cele mai multe ori necesită un lanț foarte bine implementat de furnizare de precursori, de ingrediente, de substanțe care să poată fi înglobate. Ori aceste uh, Componente ca să ajungă să fie coagulate în vederea realizării produsului infracțional necesită de cele mai multe ori o grupare numeroasă. Prin urmare, chiar dacă sub atenția organelor judiciare pot ajunge una, două, trei persoane sau un nucleu care la un moment dat desfășoară activități de acest gen, descoperirea lor le blochează activitatea doar acestei grupări. Însă pot exista și de cele mai multe ori infractorii se reorganizează foarte ușor, se găsesc modalități de mutare, să spunem așa, activității. Activități infracționale către alte zone, către alte persoane. Uh, riscul de a, uh, riscul major pe care eu îl văd este tocmai reorientarea lor către alte zone. Uh, activitatea infracțională poate să continue nu neapărat de către aceleași persoane, însă sentimentul acesta de impunitate de cele mai multe ori dă infractorilor uh, curajul să continue sub o formă sau altă activitatea infracțională.